dimineața din nou. Știu că nevastă-mea acum în atelierul ei de pictură are o comandă pentru paraclisul catedralei, pentru altarul de vară și mă duc în atelierul ei să vedem cum pictează. Cum merge? Încet. Încet? Păi e un lucru bine făcut, dar încet mergem. Pe cine pictezi acum? Sfânta Maria Magdalena. Sfânta Maria Magdalena. În scena când ne-a întâlnit în Mântuitor în grădină și crezând că este grădinarul, i s-a adresat. Întrebându-l dacă l-a văzut pe Mântuitorul. Și apoi l-a recunoscut. Am văzut că este chiar Domnul. Dă-mi un pic muzica mai încet ca să te aud ce spui. Da. Și restul... Sunt scene din ciclul Voscresnelor, adică a arătărilor Mântuitorului de după înviere. Au fost foarte multe aceste arătări. Câteva dintre ele sunt menționate în... Noul Testament, sunt și în Sfintele Evanghelii câteva și facem patru dintre ele. Patru aici, dintre scene? Da, aici sunt trei reprezentate, de fapt trei în unul, într-o singură, pe un singur panou, o singură lucrare. Acolo este venirea mironosițelor la mormânt, când găsesc mormântul gol și îngerii alături de mormânt. Mai trebuie să le pictez fețele, nu? Da, și veșmintele. Nu-i nimic gata. Sunt așa aduse într-o oarecare... Cam cât mai de lucru la... Nu pot să zic că icoană, că e un... Icoană, așa de mare, da? Tot icoană se numește, m-am gândit că fiind așa de mare și așa multe personaje... Reprezentările persoanelor sfinte, conform canonelor bisericești, bizantine, se numesc icoane. Dacă au chipul și numele persoanei sfinte, este deja icoană. Dacă te vopsele aici, pe toate le folosești. Da. Dar nu la fel de mult. Deci astea o să meargă la altarul de vară, la paraclisul catedralei, nu? Da. Foarte frumos. Îmi place foarte mult cum a ieșit chipul Sfintei Maria Magdalena. Da. Trebuie să... Cam cât îți ia să pictezi o icoană așa de dimensiunea asta? De la cap la coadă. Nu știu, depinde. Depinde de starea psihică. Dacă ai o stare bună și... Da, și în ultima vreme... Mi-a luat ceva timp să-mi revin din pauza pe care am făcut-o. Cum am fost plecată în Tenerife și pe nu știu unde și am stat și cu cei mici o vreme. Am fost și bolnavă. Au trecut vreo 6 luni în care n-am lucrat deloc. Wow. Și mi-a luat ceva timp ca să-ți intri în mână. Reintru în mână și m-am necăjit destul de mult văzând că nu-mi iese nimic. Zile întregi. Mă zbăteam și nu ieșea nimic. Abia acum de curând am început un pic să-mi dau drumul. Și mă așteaptă o grămadă de alte lucrări. Tot pentru paraclisul catedralei? Și pentru paraclis, da. Și multe promisiuni pe care le-am făcut
persoane foarte importante și mi-e rușine că nu le-am onorat încă. Dar mă străduiesc. Păi te las să te concentrezi. Spor la treabă. Mulțumesc. Doamne ajută. Doamne ajută. Acolo ce este? O iarbă care era în grădina respectivă. Că din moment ce în Sfânta Scriptură e menționat că Sfânta Maria Magdalena l-a confundat pe Mântuitorul cu grădinarul în primă fază, înseamnă că scena s-a petrecut într-o grădină. Și având aici spațiu destul, de ce să nu reprezentăm o grădină? Reprezentăm puțin mai discret iarba asta din spate, pentru că este în plan secund, nu este în prim plan și nu vrem să iasă în evidență. Să facem și câteva frunzulițe mai verzi, pentru că era primăvară și dădeau și frunzele noi perioada aceea. Și unele mai uscate. Cum sunt astea în spate? Asta e o pictură bizantină clasică, nu? Ce fac eu acum nu-i tocmai bizantin. Nu, am văzut că e diferență, te-am întrebat între stilul nostru bizantin, grecesc, românesc și așa mai departe și stilul rușilor. La cum se numește? Cum pictează ei? Au două stiluri. Adică rușii. Stilul așa cu multe... Au un stil asemănător cu pictura renascentistă. Care bate spre pictura realistă și e un stil mult mai simplu decât cel bizantin, în care cutele veșmintelor sunt reprezentate prin doar câteva linii și care cred că se apropie mai mult de ceea ce ar vrea icoana să reprezinte. Da. Rămâne să mă mai uit de la distanță și atunci voi hotărâ dacă mai adaug ceva sau nu. De multe ori chiar șterg tot ce am făcut și voi refac. De la capăt. Da, când ajung să văd de la distanță, dacă nu-mi place ce am văzut. S-a întâmplat să șterg ce am făcut zile întregi. Fără regret. Aici parcă ar mai trebui niște frunzulițe din astea proaspete, fragede, la vârful lăstarilor de măslin. Asta e măslinul din grădina Ghețimanului? Nu se petrecea scena în grădina Ghețimanii. Dar fiind o grădină și fiind în zona Ierusalimului,
Cel mai probabil că aveau măslini. Ce cultivam în grădini? În primul rând măslini. Pe lângă alte plante aromatice, probabil legume, flori. Cam asta. Bine. Spor la treabă. Mulțumesc. Doamne ajută. Doamne ajută.